Ne-am mai întâlnit cu pericolul și am protejat pe cei dragi. Pe noi înșine, copii, părinți. Încercăm mereu să avem grijă. E timpul să învățăm să nu ne mai fie frică. Să ne protejăm și acum. Dă-ți ție și celorlalți o șansă în plus. Om cu om, oprim pandemia. Berti Barbera și vă invit să urmăriți emisiunile redacției Alte Minorități la TVR. Sinagoga se poate considera pretutindeni ca un adevărat monument viu al trecutului istoric, ca un monument ce cuprinde totodată și mărturia viitorului. Sunt cuvintele rabinului Dr. Meir Abraham Halevi, fost lider religios al Sinagogii Mare a Croitorilor din București în perioadele 1935-1940 și 1946-1963. În ediția de astăzi a emisiunii Mozaica, vă invităm să cunoașteți încă o pagină din istoria bogată a comunității evreiești din România. În București, pe strada Mămulari, la numărul 3, găsim un monument istoric elegant și ușor de identificat prin clădirile de patrimoniu ale cartierului evreiesc. Aici se află templul Unirea Sfântă Ahdut Kodesh, construit între anii 1850 și 1852 și reclădit între 1910 și 1934. S-a numit inițial Sinagoga Mare a Croitorilor, iar astăzi este Muzeul de Istorie și Cultură a Evreilor din România, Dr. Nicolae Cajal. Shalom Aleichem, Ruhim Aboim, bine ați venit și bună ziua! Muzeul nostru a fost redeschis în 7 iunie 2019 și în scurtul timp în care a fost deschis a avut foarte mulți vizitatori, peste 7.000 de vizitatori și asta s-a întâmplat după o pauză destul de mare pentru că clădirea a fost restaurată și acum vă primim în mijlocul nostru pe strada Mămulari 3. În anul 2015, la inițiativa domnului Aurel Weiner, președinte de onoare al Federației Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, clădirea intră în restaurare. Intenția este de a păstra și reface frumusețea templului Unirea Sfântă și de a da o față nouă Muzeului de Istorie și Cultură a Evreilor din România. În primul rând, aș vrea să facem un exercițiu mental, să închidem ochii și să ne imaginăm această stradă, Mămulari 3, plină de viață evreiască, mici prăvălii, sinagogi peste tot, au fost 5 sinagogi și case de rugăciuni, copii alergând, vânzători ambulanți, gospodine scuturând așternuturile în curte. Această viață evreiască am vrut să reapară pe simezele muzeului nostru, dat fiindcă asta este căutat și dorit de vizitatorii amatori. Vor să vadă viața evrească, vor să cunoască viața evrească. Clădirea în care ne aflăm astăzi, care a devenit în primul rând un muzeu al culturii comunităților evreiești, a devenit la rândul ei o mărturie națională a culturii evreiești din România, cu tot ceea ce înseamnă a istoriei comunităților și a cultului mozaic în România. Fiecare sinagogă are o poveste a ei, chiar de la cele mai simple. E important de menționat că și sinagogile din țară variază în stilul lor în funcție de felul în care era sau tipul comunității evreiești de atunci. Ultima sinagogă din România a fost construită acum peste 100 de ani, în momentul când evreii din România numărau câteva sute de mii de oameni. Ca atare, inevitabil,
ceea ce noi denumim acum viața, ca viață evrească, era una foarte diversă, care acoperea diverse zone și curente ale iudaismului, lucru care în mod inevitabil a influențat stilul și modul în care sinagogile au fost construite. În timpul pogromului din București, ianuarie 1941, sinagoga a fost devastată de legionari, fiind apoi restaurată. Ultimul an în care s-au mai oficiat servicii religioase a fost 1966, ca apoi sinagoga să se închidă din lipsa congregației. În anul 1978, șef rabinul Moses Rosen, pe atunci președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, înființează aici Muzeul de Istorie a Evreilor din România, inițial denumit Muzeul Obștilor Evreiești, sub conducerea scriitorului Marius Mircu, un muzeu cu o colecție cuprinzătoare de documente, fotografii, cărți și obiecte religioase, ce istorisesc viața evreilor de pe aceste meleaguri. Țin să vă spun că a fost un eveniment, dacă vreți, de importanță culturală, de importanță istorică și de importanță politică. De ce spun importanță politică? Pentru că, din păcate, în regimul comunist, evreii intrau în categoria alte naționalități și nu se tolera să se vorbească despre istorie evreiască, despre cultură evreiască, despre originea evreilor care au avut anumite funcții și au jucat un anumit rol, era ceva tabu. Uh-huh. Adică, probabil că avea un fel de substrat antisemit, dacă vreți. Adică, nu se vroia o prea mare încurajare pentru evrei și pentru evreitate, având în vedere, din păcate, prejudecățile antisemite care existau. Uitați, ca să vă dau două exemple concrete care nu sunt chiar legate de muzeu. Eu, în tinerețea mea, am lucrat, acum zic eu, la Muzeul Răufamat, adică la Muzeul de Istorie a Mișcării Revoluționare și Democratice din România. În 1964, când s-au împlinit 20 de ani de la 23 august, am făcut o mare expoziție în sala Dales. Dacă cunoașteți sala, avea spațiu de expunere la parter și spațiu de expunere la etaj. Am lucrat, am fost printre realizatorii principali ai expoziției și în spațiul de la etaj am expus fotografii cu pogromul de la București și cu pogromul de la Iași. A venit tovarășul Răutu de la secția de propagandă, dacă vă spune ceva numele. Când a văzut că un perete întreg este dedicat pogromului de la București și pogromului de la Iași, a făcut o adevărată criză de histerie și în 10 minute m-a pus ca să dau jos toate fotografiile despre pogromul respectiv. Era interzis de vorbit despre evrei. Așa că vă dați seama că în acest context politic să reușești totuși să obții posibilitatea să amenajezi un muzeu de istorie a evreilor era pur și simplu, cum să vă spun, un triumf. În 1978,
Eu am lucrat pentru deschiderea acestui muzeu. Sunt fișe făcute de mine și mai ales făcute de domnul Norman Manea și cu soția lui Cela Manea, Lia Beniamin. Așa am început noi să facem din 1976 să clădim imaginea acestui muzeu. Aici a fost un templu vechi care a funcționat până în 1962-64. Se chema Sinagoga Croitorilor, unde veneam cu bunicul meu, care era foarte religios din partea mamei, și venea deseori la acest muzeu, și când, la această sinagogă. Și când am auzit că în această sinagogă conducerea de atunci a avut ideea să facă un muzeu, m-am bucurat și m-am oferit, că eram tânără, să fiu, să pun și eu o mână de ajutor voluntar la clădirea acestui muzeu și mai ales la compoziția lucrurilor, obiectelor care vor aparține în acest muzeu. Am donat și eu niște obiecte, dar mai ales sunt fotografii cu nunta bunicilor mei, făcut la Templu Coral, cu nunta părinților mei, care a avut loc la Templu Coral în 1942, multe fotografii de epocă cu toată familia mea, așa că trebuie să vedem că există mărturii a unei familii evreiești care nu și-a schimbat tradiția și totdeauna familia Cajal a fost pe lângă buni români, buni evrei. Am trăit într-o casă în care a face bine era un lucru susținut în permanență, că e o necesitate și că este o caracteristică a unui om care merită să trăiască. În prezent, în România mai există 86 de sinagogi din peste 2000 înainte de perioada Holocaustului. E o diferență cu adevărat uriașă. Multe au fost distruse în perioada Holocaustului, o altă bună parte au fost distruse în perioada regimului comunist, altele au fost deteriorate fără posibilități de reabilitare, din păcate. Este una din, nu știu dacă e corect, dar una din cele mai dificile activități pe care Federația Comunităților Evreiești din România le-a desfășurat. Și adeseori am fost întrebați de ce. De ce, de ce, de ce? De ce se investesc acești bani în restaurarea lăcașurilor de cult, unele aflate în comunități foarte mici, comunități evreiești foarte mici, altele aflate chiar în orașe în care nu mai există nicio comunitate evrească. Și această întrebare revine într-un mod insistent: de ce este nevoie de acest lucru? Ok, aveți Templu Coral în București, aveți alte câteva temple care sunt, să le zicem, în zone de centru, ajunge. Opriți-vă, decizia care a fost luată de conducerea precedentă a Federației și în care am fost implicat, de altfel a fost și principala mea activitate, chiar înainte de a deveni președinte al Federației, a fost de a găsi resursele necesare pentru desfășurarea acestui program de restaurare a sinagogilor care s-a întreprins la nivel național. Acum, primul răspuns e unul destul de simplu și nu e simplu în același timp. Poate în felul în care o văd eu, chiar în orașele, sau mai bine zis, tocmai în orașele în care nu mai există comunități evreiești, devine cu atât mai important ca aceste lăcașuri de cult să rămână. Chiar dacă ele nu vor mai fi folosite în mod curent ca lăcașuri de cult, ele sunt cele mai vii mărturii ale prezenței evreilor în acele locuri. Nu știu câți oameni au cunoscut efectiv un evreu, să-i spunem așa, în România, dar cu siguranță orice om știe de sinagoga de la el din oraș. El știe că acolo a fost lăcașul de cult al evreilor. Și asta e valabil chiar și pentru oamenii care efectiv nu au avut nicio legătură cu comunitatea. Ori în locurile în care, din păcate, comunitățile evreiești au dispărut, prezența unui astfel de mărturie, a unui astfel de simbol, devine fundamentală. Muzeul de Istorie și Cultură a Evreilor din România, Dr. Nicolae Cajal, prin expoziția propusă, își dorește ca noi, vizitatorii, să aflăm și să înțelegem, printr-o explorare vizuală, bogată în imagini, ce înseamnă viața evrească aici și oriunde în lume, ce traseu cronologic a avut istoria identității evreiești cu momentele ei cele mai importante din cultura și civilizația românească și iudaică. Expoziția povestește într-un limbaj contemporan momente importante din ciclul vieții evreiești, din contribuția evreilor la construirea României moderne.
Prin acest demers suntem invitați să redescoperim împreună drumul comun al umanității. Vechimea acestei comunități evreiești, de fapt acestei minorități, este de știut faptul că evreii sunt prezenți încă din primele secole pe pământul românesc. Dar primele atestări documentare vin de undeva din secolul 15. Nu au fost organizați până târziu. Însă ceea ce este foarte important de spus este că s-au organizat destul de repede în forme de organizare clare. Hakambashia a fost una dintre ele. Însă avem un document extraordinar de important, spun eu, pe care o să-l răsfoim ulterior. Este Cartea Societății Israelite al doctorului Iuliu Baraș, în care este clar că au încercat să facă nu doar o prezentare a familiilor, dar o istorie a societății evreiești la sfârșitul secolului al XIX-lea. Avem fotografii de familie. Avem fotografii ai primilor soldați evrei care au luptat pentru România, începând cu războiul de independență, apoi în primul război mondial, moment în care ei nu erau cetățeni acestei țări. Erau considerați străini și cu toate astea și-au dat viața pentru România. Acest muzeu ne mai oferă șansa de a vedea cum arată o clasă dintr-o școală evreiască, ce înseamnă cu adevărat o casă evreiască sau care este semnificația anumitor ritualuri de trecere din viața unui evreu. Astfel de proiecte muzeale servesc un scop bine definit și foarte important în zilele noastre. Ele sunt unul dintre mijloacele prin care luptăm cu fenomenele de discriminare, intoleranță și extremism. Federația Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, urmează să inițieze procedura pentru acreditarea oficială a Templului Sfânta Vineri ca muzeu. Acest demers va aduce cu sine o expunere și mai mare a ceea ce numim cunoașterea contribuției comunității evreiești la România modernă. Am vrut să ne adresăm în general publicului neevreu, dar fiindcă publicul evreu și care foarte des ne trece pragul, știe în marea majoritate despre sărbători, despre momentele importante ale vieții evreiești. Așa că am avut întrebări extraordinar de interesante. Publicul român, am avut școli care au venit în anumite momente de sărbătoare. Am avut ateliere de copii și părinții participau și ei la ateliere și întrebau. Dar care sunt sărbătorile evreiești? Dar nu vi se pare că asta seamănă cu una sau alta sărbătoare creștină? Și am explicat că sigur că sunt asemănări. Sau întreabă ce se întâmplă la circumcizie, ce se întâmplă la bar mitzva, la bat mitzva. Sunt întrebări normale de cunoaștere a celuilalt. Sinagoga a fost întotdeauna prezentă în viața fiecărui evreu, ca important loc de rugăciune, de adunare și de învățătură într-o slăvire a Dumnezeului unic. Fiecare dintre sinagogile existente astăzi în patrimoniul evreiesc românesc și universal este o dovadă de necontestat a prezenței evreilor în România de-a lungul sutelor de ani. Pentru foarte multă lume este cunoscut faptul că oriunde în diaspora s-au instalat evreii, în oricare dintre țările în care istoria și viața i-a adus să conviețuiască împreună cu vari popoare, un loc de prim ordin l-a constituit ridicarea uneia sau mai multor sinagogi, în raport direct, desigur, cu numărul evreilor din comunitatea evreiască respectivă. De regulă, odată cu constituirea unei comunități evreiești dintr-o localitate sau alta, s-a manifestat preocuparea de a ridica o sinagogă, de a construi o școală și de a oferi membrilor comunității baia rituală, micva. Fără îndoială, aceste trei componente ale patrimoniului primar al oricărei comunități constituie semne evidente ale apropierii de Dumnezeu, dar și de civilizație și progres uman și social.
Începând cu anul 2007 și până în prezent, Federația Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, s-a implicat și se implică într-un amplu program de punere în valoare a acestui patrimoniu important evreiesc, românesc și internațional, printr-un amplu proces de aducere la zi, efectuând lucrări de construcție, de reabilitare și modernizare. Notează președintele de onoare al Federației Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, domnul Aurel Weiner, în albumul Temple și sinagoge din România, patrimoniu evreiesc, național și universal. Așadar, rețineți, în București, pe strada Mămulari, la numărul 3, suntem așteptați cu brațele deschise de echipa Muzeului de Istorie și Cultură a Evreilor din România, dr. Nicolae Cajal. Shalom! Câștigi tu, câștigăm toți. Câștigă România. De luni până joi cu Virgil Ianțu. Surpresa! Il tuo regalo di compleanno. Nonna, perdonami per il dolore che procurerò a te e a tutta la famiglia. Voglio bene a tutti. Quando tutto sembra perduto, c'è solo una cosa che rimane ferma, immutata, solida, a cui ti puoi aggrappare. La famiglia. În apărarea fiului, la TVR2. La răscruce de drumuri. Am dorit să ne încercăm norocul aici. În vremuri tulburi. N-aveam noi destul de pe cap. În singurarea și patima. Cu dezadus, mă. În gheață. Piciorul mai tare! Cruzimea și violența devorează. De la ora 13:10, Valeria Seciu, Liviu Rozorea, Ion Caramitru, scapă-mă, te rog. Mircea Diaconu, Florin Zanfirescu, Dorel Vișan. Asta nu mai e cal de popă. Înainte de tăcere. Am bani? Un film de Alexa Visarion. De la ora 20:10. Ia ghici pe cine văd eu acum. Victor Rebenciuc, Eliza Petrechescu, Vasile Nițulescu, Carmen Galin, Rodica Tapalagă, Tănase Scatiu. Un film de Dan Pița. Duminica filmului românesc. Doar la TVR2. Odată cu primăvara ai dezlegare la soare, la pofta de viață, la produse românești, la lucruri mici care aduc bucurii mari. Primăvara îți merge la inimă. Să fie primăvară în voia ta! Nu comentăm un simplu meci. Strigăm! Râdem! Sărim, plângem, ne îmbrățișăm, la fel ca voi. Hai băieții, hai România! Un nou turneu de vis, Campionatul European de Tineret. În curând, doar la Televiziunea Română. Cu cât merge mai mult pe urmele ei, questa è la divisa di Caterina, devi farla sparire, poi ti spiego. Cu atât misterul si adâncește. Devi risolvere il problema. È quello che sto cercando di fare. Fallo una volta per tutte! Eugenio Franceschini, Valentina Bele, Marion Mitterhammer.
Andreea Bosca, Hotel Imperial. Un serial captivant. În fiecare sâmbătă la TVR 2. You should know it's yours. Nebun? Damn tired. Sau trădător? Do. Un simplu pion? Must be stealthy. Like a fox. Fox. Sau un magician proscris sau profet? I have seen God and he is a blind beggar peddling lies. Noah Taylor. Simon Magus tried to buy his way into becoming the 13th disciple. Ambeth Davids. Stuart Townsend, Rutger Hauer, Simon Magul. Un film de Ben Hopkins. Do you want to be a Christian? Nominalizat la Ursul de Aur. Filmul de artă. Duminică, de la ora 22:20 la TVR 2.